această energie a banilor. Pentru că de multe ori avem bani, dar parcă nu ne alegem cu nimic, ne se scurg printre degete, așadar trebuie să înțelegem de ce ni se blochează acest spor al banilor. Și vă rog frumos să vă luați ceva de notat, pentru că invitatul meu de astăzi o să ne spună o serie de tehnici, exerciții prin care ne putem acorda la fluxul abundenței. Alături de mine în platou este Rizvan Vladrusu, maestru spiritual, specialist în metafizica chineză, scriitor. Bună ziua, bine ai revenit la noi! Bună, draga mea, îmi face o deosebită plăcere să fiu din nou în platoul vostru. Și, într-adevăr, când mă vezi pe mine, trebuie neapărat pixul și hârtia, așa? Pentru că vin cu o grămadă de trucuri. Îmi place foarte mult subtitlul, pentru că, până la urmă, pentru a face bani, pentru a aduce abundența în viața noastră, multă lume are senzația că trebuie să facă o grămadă de lucruri dificile și complicate, când în realitate trucurile sunt tot ceea ce avem nevoie. Însă ce e cel mai important de știut este că banii sunt o atitudine, banii sunt o stare de spirit, dincolo de orice. Orice fel de trucuri ai face ca să ai bani, dacă nu ai starea corespunzătoare, degeaba. Deci totul începe de la primul truc. Acordează-ți mintea cu energia banilor. Banii, așa cum spuneai și tu în introducere, sunt în primul rând și înainte de toate o energie. Banii noi îi percepem ca fiind un lucru cât se poate de material, pentru că suntem obișnuiți cu hârtia, cu bancnota, cu moneda, cu cardul. Însă, dincolo de materialitate, ca banul să ajungă la mine și să am din ce în ce mai mulți, trebuie ca energia banului să fie acordată cu frecvența mea de funcționare. Și cum ne acordăm această frecvență? Păi e foarte simplu, în trei pași deosebit de simpli. Primul dintre ei ține cât se poate de mult de partea de gândire, de cogniția noastră, pentru că știu eu vorbe de genul banii sunt ochiul dracului. E greu să fii bogat, e greu să faci bani, banii se obțin cu muncă foarte multă. Toate astea nu fac decât să ne programeze negativ și să se opună recepționării energiei banilor. Deci blocăm acest lucru. Sigur că da. Și atunci primul pas este deblocarea cognitivă. Iar deblocarea cognitivă se face întotdeauna prin afirmații. Iar eu am o afirmație care nu e a mea, e cât se poate de împrumutată, ca să nu zic altfel. Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce vreau și am tot ce vreau ca să fac tot ce trebuie. Când spun această afirmație? În fiecare zi dimineața, când m-am trezit și am deschis ochișorii înainte să mă dau jos din pat, pentru că e perioada cea mai bună în care frecvențele alfa sunt cât se poate și de multe creierul în creier. Este ușor sugestionabil. Da. După ce am mâncat de prânz, pentru că sângele se duce acolo, creierașul e un picuț mai puțin irigat, sanguin, și atunci din nou am frecvențe alfa, și seara, fix când m-am pus în pat, înainte să ador. Nu e un număr fix, o dată, de ori, de 5 ori, de câte ori vrei tu. Ce perioadă? 21, 33 minim de zile? Minim 21 de zile. Știm de la tine. Minim 21 de zile, pentru ca să se reformateze un picuț creierașul, și ți-a demonstrat prin studii de RMN funcțional că se reformatează modul în care funcționează cortexul prefrontal și modul în care percepe noțiunea de bani. Ăsta este primul pas. Cei care fac această afirmație, dar nu cred în ea, la un moment dat o să creadă. Nu-i nicio problemă. Fake it till you make it, zic englezii, știi? Adică fă-te că faci chestia asta și la un moment dat devine automatism și apoi obișnuință. Este exact pe principiul condiționării pavloviene cu cățelușii care salivau când aprindea becul și toată lumea știe exemplul. Dincolo de acest lucru, simultan, mergem și aplicăm încă doi pași foarte importanți. Energia asta a banilor, ca să intre în structurile mele, în primul rând eu trebuie să fiu receptiv. Da? Ca să fiu receptiv, trebuie să fiu un soi de magnet, un soi de aspirator pentru energia asta a banilor. Pentru că ea este pretutindeni, este abundentă. Nu există lipsă de energie a banilor decât în anumite zone de pe globul acesta, care karmic, să spunem așa, poate o discuta în altă emisiune, sunt sortite, să spunem așa, sărăciei. Și acolo n-ai de unde să absorbe acea energie. Dar în rest, în țările civilizate și inclusiv la noi în țară, energia banilor este din abundență. Da? Trebuie să ne imaginăm cumva cu ochii minții? Până să ne imaginăm ca să ne transformăm într-un magnețel, eu vă propun o mică mantră. Așa. Există ceea ce se cheamă mantre scurte și una din mantrele scurte pe care eu vă pot recomanda și este mantra unei zeițe din hinduism care se numește Sarasvati și este mantra și zeița înțelepciunii, a cunoașterii, a îmbogățirii, a banilor, a abundenței, da? Este mantra AIM.
Exact așa cum se aude. AIM. AIM. Da? Această mantră scurtă pe care toată lumea deja a ținut-o minte este cunoscută în respectiva cultură ca fiind deschizătoarea receptivității către cunoaștere și abundență. Pentru că mai contează ce? Ok, am bani, ce fac cu ei? Trebuie să am și înțelepciunea necesară să pot folosi banii. Știi și tu foarte bine că și la noi în țară au fost situații în care Cutărescu a câștigat premiul cel mare la lot odată, de ori de trei ori, și a rămas în sărăcie, pentru că degeaba câștigi milioanele de euro dacă nu știi cum să faci să crească și să te folosești de ele. Deci trebuie să rămâi pe acea energie a banilor. Sigur că da. Și atunci mantra asta AIM este foarte important și toți cei care ne privesc vor putea să o folosească. Luați-o ca un fel de inițiere. La ei inițierea este prin audiție. Odată ce unul care e inițiat ți-o pronunță, automat poți și tu să faci acest lucru. De câte ori spunem această mantră și când? Idealul ortodox, să spunem așa, este să o spui în multiplu de 108 ori. Ei folosesc acele mătănii budiste numite mala, dar numărul acesta nu e bătut în cuie. Dacă nu aveți ce face la un moment dat, în timp ce fumați o țigară, în timp ce mergeți pe stradă, AIM, 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 AIM. Cheia e ca în momentul în care spun mantra asta, sau înainte să o spun, intenția mea este să mă transform într-un magnet pentru prosperitate, bani și cunoaștere. Trebuie să mă vizualizez cumva, să mă imaginez cumva? Nici măcar nu e necesar, nu le complicăm încă existența. După un sfert de oră le complicăm așa, existența. Okay. Acum este pur și simplu suficient să rostesc mantra asta și să am intenția să atrag bani. Clară, să fiu un magnet pentru atracția de bani, prosperitate și cunoaștere. Da? Ăsta e al doilea pas pentru a ne reformata. Și al treilea pas și ultimul pentru a ne reformata este, în primul și în primul rând, să eliminăm acele rezistențe interioare care ne spun, domne, dar eu niciodată nu o să ajung așa, dar eu niciodată nu o să pot așa. Dar de unde să-mi vină banii? De unde să vină? Chiar, că poate omul e angajat, poate are doar un salariu, nu știe de unde o să-i vină. Și eu aici întotdeauna dau exemplu pe Elon Musk. Toată lumea îl știe pe Elon Musk, directorul unei mari companii. El a dat faliment de trei ori. Total. Așa. Și tot de trei ori a reușit să se ridice din nimic și să devină unul dintre cei mai bogați oameni de pe Terra. Da? Dacă Elon Musk poate, pot și tu. Serios acum. Sunt oameni care fac bani din piatră seacă, cum se spune. Eu am avut oportunitatea să discut cu Elon Musk. Și diferența dintre el și mulți alți oameni este atitudinea. Și el mi-a spus așa: I cannot lose. Da? Deci pentru el este, nu pot să pierd. Pentru el nu există concepția. Trebuie să ai acea atitudine de învingător tot timpul, chiar dacă nu. Este o atitudine de învingător, de om prosper, de om bogat, de om care știe ce vrea întotdeauna. Și el spunea așa: atâta timp cât știu ce vreau, este doar o chestiune de timp până obțin acest lucru. Da? Ei, și de aceea partea a treia și cea mai importantă, dar și cea mai simplă din această reactivare, să spunem așa, neurală, este să facem asocieri. Și în asocieri eu vă recomand un exercițiu experiențial deosebit. Tot ce ating se transformă în aur și prosperitate, în bani și prosperitate. Dăm o ancoră creierului, nu? Exact. Este pur și simplu un exercițiu experiențial prin care dacă eu ating acest pahar, eu deja am intenția, el s-a transformat în prosperitate. Dacă eu mă uit la ceas și mi-ating ceasul, ceasul s-a transformat în prosperitate. Dacă ating o clanță, s-a transformat în prosperitate. Da? Deci ăștia trei pași sunt fundamentali și sunt de început pentru toți cei care doresc bani și prosperitate. Pașii începătorului. Absolut. Nicăieri la tine m-am obișnuit mereu să dau tot un premier. Mulțumesc așa frumos. Încât le dau ca la curs. Așa, da? E foarte important, pentru că sigur am mai prezentat și în alte locuri tehnici de prosperitate, dar dacă nu ești pregătit pentru ele, ele nu funcționează, pentru că n-ai cum să aplici tu nu știu ce ritual când în mintea ta e cu siguranță nu o să meargă. Deci, orice ritual ai aplica, orice exercițiu, orice tehnică, trebuie să crezi în el. Trebuie să... Nu neapărat, dar trebuie să-ți pregătești creierul la un moment dat, băi, crede, da? Deci primul pas e afirmația, am tot ce trebuie ca să fac tot ce vreau, am tot ce vreau ca să fac tot ce trebuie. Al doilea pas este mantra și al treilea pas, mantra AIM, și al treilea pas, tot ce ating se transformă în prosperitate, în aur, în ce vreau eu, da? Analog, paranteză, pentru cei care doresc, de exemplu, sănătate, poate odată o să vorbim de chestia asta. Am zis să le luăm pe rând, așa. Da, clar. Tot ce ating se transformă în energie vitală și sănătate. Da? Deci este foarte important lucrul ăsta. Și abia acum începem traseul către îmbogățire. Așa, dar pe traseul ăsta către îmbogățire ne mai autosabotăm, ne mai blocăm singuri această energie a banilor.
Cum reușim să facem asta? În de primul ce? Rând, energia asta banilor, ca și frecvență de percepție, ar fi recomandat să fie văzută cu ochii noștri interiori, în interiorul nostru, ca un soi de energie foarte diafană de culoare verde. Da? Nu degeaba dolarii sunt verzi, știi? Și ideal este în felul următor. În momentul în care simțim orice fel de blocaj, primul ajutor pentru a-l îndepărta este să facem ceea ce se cheamă respirația bogăției. Este o respirație deosebit de veche, cu origini tot hinduse și care avea rolul de a îndepărta blocajele din calea îmbogățirii. Și cum se face chestia asta? Există două chakre și sunt convins că toți telespectatorii tăi cam știu ce sunt alea. Există două chakre fundamentale care se ocupă cu bogăția. Una dintre ele este cea de-a doua chakra, aflată undeva la trei degete sub ombilic și în interiorul corpului, și care se ocupă de partea materială, tangibilă, cheltuieli, tot felul de povești. Și, surpriză, o altă chakra care este extrem de importantă în bogăție este chakra inimii. Pentru că fără funcționare bună a chakrei inimii, noi nu avem cum să avem bani. Iată un lucru pe care multă lume nu știe, este că energia banilor este surioara mai materială a energiei iubirii. Banii vin acolo unde este iubire sau acolo unde este ură, să țin minte. Și ură? Da. Adică pentru unde că sunt energii sentimente antagonice, toate țin de antagonismul funcțional al chakrei inimii, știi? Și atunci eu propun un exercițiu care e primul ajutor atunci când nu am bani, când simt că sunt blocat, când simt că există anumite probleme, când întârzie, știu, plățile și așa mai departe. Și cum se face acest exercițiu? Respirația bogăției. Exact, respirația bogăției, exact așa se cheamă. Bun, când inspir, îmi imaginez în primul rând un ocean de energie financiară, un ocean de energie verde de jur împrejurul meu, da? Și când inspir, îmi imaginez că inspir nu pe nări sau pe gură, ci inspir prin chakra inimii, această energie verde, da? Am inspirat. Când expir, o expir prin chakra 2. Ai înțeles? Și vizualizez aceeași circuitul ăsta, fluxul ăsta energiei verzi, da? Inspir iar prin chakra inimii, expir prin chakra a doua. E foarte și simplu. E banal. Câte minute facem acest exercițiu? În general e bine să facem multiplu de 7 respirații, pentru că lucrăm pe cele 7 vibrații sau frecvențe specifice chakrelor și atunci ori fac 7, ori fac 14, 21 și așa mai departe. Iar 21 de zile, da? E foarte important. Ce e drăguț la acest exercițiu este că el funcționează la nivel profund energetic și atunci efectul lui e instant. Instantaneu. Deci dacă am făcut acum 7 respirații, cu siguranță ceva se va întâmpla, astfel încât în cel mai scurt timp un lucru să se deblocheze în partea financiară. Da? Este deosebit exercițiu și sper să-l țină minte toți telespectatorii și să-l facă. Pentru este că astăzi e duminică, dacă îl fac astăzi, mâine încep să apară semnele. Cu siguranță încep să apară semnele și chiar e bine să fim atenți la semne, pentru că Universul ne dă astfel de semne, doar că exact, de multe ori ne opacizăm. Știi? Bun, sigur, am văzut ce trebuie să fac ca să fiu pregătit, am văzut primul ajutor, dar există o serie de, hai să zicem, mini-ritualuri pe care oricine poate să le facă pentru a-și îmbunătăți partea financiară. Da? Ritualurile astea, o să încerc să prezint cât mai multe astăzi, se împart în ritualuri, să spunem, de credință, da? În care o să implicăm diverse entități, diverse ființe, diverse ritualuri cu lumânări, psalmi. Arhanghel, tot ce trebuie. Ritualuri care țin de energia personală și de spiritualitatea personală, pentru că noi înșine putem să accesăm un nivel cauzal, karmic al banilor în cazul în care în alte existențe am trăit în anumite vieți, să spunem, în care am avut acces la prosperitate, da? Și asta e o tehnică sau o tehnologie întreagă inventată sau descoperită de un domn extraordinar de inteligent, Bert Goldman îl cheamă, și care a inventat o tehnologie numită quantum jumping. Iar prin acest quantum jumping eu am capacitatea să mă transport prin câmpul meu cauzal în diverse existențe. În cazul acesta vom vorbi despre existențele în care am avut acces la prosperitate și de acolo să iau cu mine acea energie. Abia aștept să